Un artist născut la Arpașul de Jos este proprietarul unei galerii de artă faimoase din inima New Yorkului. Galeriile românului poartă numele de Dacia Gallery. Denumirea nu a fost aleasă întâmplător, și asta pentru că Liviu Vasu este mândru de originile sale. Am numit galeria Dacia din cauza că sunt foarte mândru de țara mea, sunt de aici și am vrut să le spunem și la americani ce este aia Dacia. Povestea lui Liviu Vasu începe înainte de 1989. Primele patru clase le-a urmat la Arpașul de Jos. Revoluția avea să-l găsească în Statele Unite ale Americii, unde a emigrat împreună cu părinții. Noi am plecat din România, am plecat cu întreaga familie chiar în 90, în 15 ianuarie, și ne-am relocat în Statele Unite, în statul Ohio de fapt, și am crescut acolo. Deci... Cum ai început să cochetezi cu arta? Păi, eu desenam de când eram mic și mi-a plăcut foarte mult arta și părinții au fost foarte încurajatori să mă ajute cu arta, m-au trimis la școală, tot timpul vara desenam și mă duceam la clase de artă și așa am continuat până m-am dus la facultate, am studiat arta, istoria și după aia am venit în România, am studiat și arta bizantină și m-am reîntors în America, am făcut masteratul tot la arte și m-am mutat la New York și după aia am deschis o galerie de artă în Manhattan. Și cam așa e povestea pe scurt. Liviu Vasu pictează, sculptează și scrie poezii. Lucrările sale sunt apreciate peste tot în lume, iar galeriile Dacia sunt frecventate de toată lumea bună din Manhattan. În New York e foarte greu să deschizi orice business, de fapt, adică nu numai o galerie de artă. Deci, pentru mine a fost o idee din, cum să spun așa, deci era ceva ce am vrut eu să fac, știi? Și a durat un pic de timp și după aia am reușit să deschid galeria mea și am adunat mulți picturi care îmi plăceau mie de ei și i-am adunat la mine și am făcut galeria noastră. Galeriile Dacia reprezintă acum un brand și un business cu care Liviu Vasu se mândrește. Eu, în familia mea, suntem foarte, foarte mândri de țara noastră și de-aia am denumit și galeria Dacia, din cauza că vreau să le spun la oameni, mai ales la New York, de unde suntem, cine suntem și ce facem. Oamenii când vin nu întreabă de ce se numește galeria Dacia sau de unde e numele ăsta? Ei întreabă tot timpul din cauza că nu au auzit numele niciodată, de fapt. Și le explic și, de fapt, și în galerie am o placardă și cu steagul, cu capul de lup, cu șarpele, toată chestia și citește povestea Dacia. Cine era burebista și ăștia. Chiar dacă în America se bucură de succes, fiind un artist împlinit din toate punctele de vedere, gândul i-a rămas tot la România și la meleagurile natale. Acum s-a întors la Sibiu pentru a expune o parte din lucrările sale. Expoziția a fost deschisă la Galeria Habitus timp de 3 zile. Liviu a avut ocazia să se întâlnească cu prieteni vechi și cu artiști locali. Am picat aici chiar un weekend foarte frumos la Sibiu, cu festivalul medieval și cu concerte și de toate, și artă, și pictură, și ce vrei. Deci Sibiu le are cam pe toate astăzi. Cum ai regăsit România după atâția ani? Pentru mine e foarte, foarte frumos aici și am fost în țară în 2002 pentru prima dată și e mare diferența între Sibiu acum și atunci. Și sunt foarte mândru de ce ați făcut aici și cum ați reconstruit orașul și beautify the city, să zic așa. Și e foarte, foarte fain ce e aici acum și îmi place foarte mult. Și la vară sper să vin iară și vom vedea. Voi fac ceva cu arta aici. Artistul intenționează să revină în țara natală anul viitor pentru a organiza un seminar de artă la care să participe artiști americani și români.